Astăzi am furat ideea de vlog al lui Dorian. Știți foarte bine că el face McDonald's vs KFC. Dorian, sper să nu te superi pe mine, dar sunt în Irlanda și am ținut și eu neapărat să le arăt oamenilor ce noutăți sunt aici la McDonald's și la KFC față de România. Foarte multe sandvișuri n-au fost, din câte puteți vedea sunt doar câteva chestii. Foarte multe erau versiuni upgradate ale sandvișurilor sau meniurilor pe care le avem noi în Europa. Dar avem una, două, trei burgeri, niște chestii vegane, avem piure, avem gravy, n-am mâncat în viața mea piure de la KFC și nici gravy. Și hai să trecem direct la treabă, bineînțeles, după ce vă abonați canalul și apăsați butonul de like, pentru că așa mă ajutați bine foarte mult, neapărat abonați-vă cu clopoțel și poate îmi dați și un follow pe Instagram să vedeți cum e viața mea pe Insta. Așa și mâinile ele arată bine, dar nu știu cu ce să încep, dacă să încep cu KFC sau cu McDonald's. Vreau să scrieți în comentarii voi ce preferați mai mult, KFC sau McDonald's. Eu sincer sunt un fan mai mare al KFC-ului. Sunt un fraier pentru că de la McDonald's mi-am cumpărat înghețată. Bine, ideea e că în România nu e, dar trebuie să o gust acum pentru că după aia dacă o să ajung acasă o să se topească și nu o să am ce să fac cu ea și nu o să vă pot da părerea. Este vorba despre o înghețată cu ciocolată aerată pe care în România nu avem, știu. Sigur? Nu e neapărat favorita mea ciocolata, asta am mai mâncat-o. Dar așa în combo, e foarte simplă. Da, merge. Ce părere ai? E un pic sărată, dar nu știu, se putea mai bine. Încep cu chestia asta pentru că n-am desfăcut-o. Este un wrap de la KFC. Cred că nu-l avem în România. Este un barbecue wrap. Hai să vedem cum e. Mamă, băi, cât de bun e. Simți foarte mult barbecue, e foarte aromat. E pui să te saturi. Punem deoparte, băieți, că vrem să ne îngrășăm foarte mult. Acum, sincer, vreau să gust de la Mac nacho cheese, ceva, nu știu cum se cheamă ăștia, dippers sau ceva de genul wedges. Hai să vedem cum sunt. Bă-s buni. Dacă sunteți fani ai brânzeturilor sau ceva, chiar vi recomand. Eu nu sunt fan atât de mare, dar ăștia chiar îmi plac. Mamă, și cu niște sos de ăsta curry, cred că-s demențial. Ia să vedem. Nu sunt, am exagerat eu. Dar merg mai bine decât goi. În România sunt 100% sigur că nu avem desert la KFC ca ananas. Aici în străinătate era, dar nu era. Dar eu l-am comandat și nu l-am primit. Am primit un biscuit. Hai să-l gustăm și pe ăsta. Mamă, e foarte plin de ciocolată, what? Ok, nu mă așteptam la aia. Nu știu ce să zic de veggie dipper și ăștia, că nu sunt neapărat un fan. Dar cred că la ăștia am primit și sosul ăsta de sour și, nu știu, sour cream ceva, habar n-am. Hai să gustăm să vedem cum sunt. Eu, în general, nu mănânc mâncare vegană, vegetariană și așa mai departe. Ăștia au porumb. Tati, vrei să guști? Nu știu ce, e interesant, dar sosul e bun, dar e dubios. Sunt gustoase. Porumbul e vegan, nu? Da. Sunt multe chestii acolo. Sunt foarte multe spice-uri din astea aromate. Bă, mănânc mult, wow. Eu aș vrea să slăbesc inițial. Ajung în România și trebuie să mă pun înapoi. Bă, dar astea chiar sunt ceva ce aș comanda. Nu cred că au așa multe calorii. 321 de calorii. Da, sunt un pic multe. Sunt foarte curios cum e piureul la KFC. Pentru că, v-am zis, în România nu cred că avem. Oh, wow. Cred că asta e făcut cu pudră de cartofi și apă. Dar sosul gravy, nu știu cum se mănâncă, sincer. Dacă e dip sau gen trebuie să fac piure. Dorian, am văzut că l-a amestecat cu piure și a zis că e foarte bun și vreau să gust și eu. Bă, stai așa, cred că fac creație, fiți atenți. Mamă, sper că n-am făcut ceva prost. Bă, e bun, wow. Am realizat că nu trebuie să mănânc până mă satur, că mai am o grămadă de mâncare aici pe care trebuie să o testez, wow. Mamă, și deja mă doare burtă, nu-mi vine să cred. Ok, hai să gustăm McCrispy-ul. Mie-mi plac crispy-urile. McCrispy, cred că e bun rău. În burgerul ăsta avem McCrispy, sos de maioneză și salată. Hai să vedem. Da, nu-s fam. Crispy-urile de la KFC mi se par de 10 ori mai bune decât McCrispy-ul ăsta. De foame merge, dar nu-i favoritul meu. Acum hai să gustăm de la KFC pui cu barbecue. Chiar sunt foarte curios ce gustare și hai să vedem. Ok, înțeleg filmul, dar cred că puiul ăsta cu barbecue a fost 4 euro sau 3 euro. Nu știu de bani ăștia, cred că mai pun încă unul și mi-am un burger. Vreau să gustăm de la Mac acum. Mamă, cum se cheamă ăsta? Barbecue Bacon Stack. Ăsta cred că e bun. Au apucat să se răcească un pic burgerii, dar e ok. Bă, stau așa mai cocoșat că nu știu dacă intru în cadru, băieți. Mamă, să... Mamă. Dar mi-au făcut în bătaie de joc, pe bune. Uitați-vă la burgerul ăsta, e chinuit tot. În burgerul ăsta avem rucola, ceva... cred că e rucola, salată, cașcaval, bacon și două patty-uri din astea de vită, cred. Nu? Au văzut toate astea din el. Mă, vede, dar nu s-au jucat cu sosul deloc. Păi e bun, merge. Doar că e foarte messy să îl mănânci. Păi și am luat sosul ăsta curry, degeaba aia să mai dăm un pic cu sos curry. Bă, mergem în combinația asta. Îl înțeleg pe Dorian de ce îi place să fac asta. E tare rău. Adică, uși chestii, bine, el a mers în mai multe țări. Probabil deja se intersectau anumite iteme sau nici nu știu cum să le zic, alimente prin meniu. În Irlanda, Dorian, nu te-am văzut și s-am luat-o înainte. Bun, mai avem degustat așa. Gogoașa milionarilor și mai avem un triplu zinger, cred că se cheamă. Iarăși, în România,
Știu că avem zinger, dar nu triplu, cred. Așa că hai să-l vedem. Mamă, deci ai pui în ăsta, sos, cașcaval, salată, de tesaturi. Bun rău. Dar e picant. Am uitat. Mamă, e păcătos, bă. Am uitat că e picant. Și am luat și galihalitul, bă, e bun. Și am ajuns și la ultimul desert. Avem, băieți, gogoașa milionarilor. Așa scrie pe meniu, așa o prezint și eu. Are ceva glazură deasupra, astea nu știu ce îs. Și cred că are ceva în interior. Hai să vedem. În interior are cremă de caramel. Și sus aici cred că tot glazură de caramel e. Sau nu știu. Bă, dar e bună rău de tot. Hai să mai luăm o mușcătură și gata că mă duc înapoi de unde am slăbit. Nu mai vreau. Acum gata astea. Wow. Am mai cumpărat, băieți? Hai să vă arăt. Am aici o plasă plină de dulciuri, pentru că după clipul ăsta eu o să mai filmez un clip. Nu știu care o să apară primul, probabil ăsta, dar o să mai filmez un clip în care gust toate dulciurile de 1 euro pe care l-am găsit la un magazin la care totul ar trebui să fie 1 euro. Erau și mai scumpe de 1 euro, dacă vreți să fiu sincer cu voi. Cred că cel mai mult de aici mi-a plăcut Triple Zinger-ul. La desert mi-a plăcut cookie-ul ăsta de la KFC, pentru că e foarte multă ciocolată acolo. Sosul cărie e interesant. Cele sus sunt așa, pe la medie, cum zice fratele nostru, îmi place să mănânc. Dar nu trebuie să fim aici. Nu o să încerc să trag de minute să fie măcar o casă recomandă bine YouTube-ul, vlog-ul. Asta. Acum o să mâncăm și de la Mac din România. Ce am mâncat de la Mac din Irlanda? Avem aici în România gogoașa milionarilor. Ce era gogoașa Mac? Vine în Irlanda, era gogoașa milionarilor. Ce e gogoașa? Nu, frate. Castravete. E o gogoașă umplută cu caramel, caramel peste și cu bucăți de caramel pe ea. Ca Mac Chicken sau ceva, carne. Aveau Mac Crispy. Era prostuț. Mac Chicken mai are un ciot aici, nu știu dacă îl vedeți. Am uitat că eu sunt la cămașă. Este la cămașă pentru că mi-au făcut cel mai nesimțit grețos prank pe care eu l-am avut sau făcut în viața mea. Deci, băi, drept, acum de la Mac, în România, nu în Irlanda. Nu, suntem în Irlanda. Ce se vorbește în Irlanda, irlandeză? Nu, dar e total diferită de engleză. E ca maghiara, gen. În scriere au multe Y-uri și G-uri. Ai, tu ce ai zis? Ai jurat? Nu știu. Cred că ai zis ce faci. E milă de el să încerc. Nu, că poate râguie. Mamă, cum intră cu alea după ce mănânci prostii. I-am zis băieța cu câteva secunde pe vlog. Mamă, mi-am dat cum ai răzut. Până asta. Vreau să slăbesc. De 12 noaptea. Și care Mac ți se pare mai bun? Mă, sincer, în Irlanda avem foarte multe meniuri de la noi, doar că în România avem la KFC Zinger, spre exemplu. E un burger, pui picant și cred că cașcaval sau nu mai știu ce avea în el. Ce? În Irlanda e triplu Zinger. Poți nu știu când am fost în Budapesta sau în Franța, bă, au mai multe chestii în meniu decât noi. Da, la KFC ai ananas ca desert. Noi avem? N-avem. Și care Mac e mai scump? Ăla de acolo. Da? Toată viața din Irlanda e mai scump. M-am dat 1,5 milion pe toată comanda aia. Bune! Da, și al 1,5 milion pe comanda de la KFC. Și nu erau foarte multe chestii. Care e porecla lui Sebi? Păi ca mea când era mic, era bătrân. Bătrânul? Arătai ca un copil bătrân. Da. Băi, sper că v-a plăcut clipul, nu uitați să vă abonați și apăsați butonul de like și neapărat un follow pe Instagram dacă vreți să fiți la curent cu viața mea de acolo și dacă vreți să urmăm mai mult prin mesaje. Money line, I'ma